Grabnic, da grabnic, zice Domnul, drageți-vă altarele în cort, șamanagadios tabrighe dovertias, și aduceți jertfă dimineața, la mnea și seara, zice Domnul. Ricno manadios tamanagobe de veltias, că da, emenagadios tibriget este pregătit o furtună mare, care managadios tibriget va brăzda întreaga lume, zice Domnul, și păstă casa pe care nu va fi pusă protecția cerului, o va dărâma, zice Domnul. Ricna Dios tamanagobia și nu va putea sta nimeni în picioare împotriva furtunii care s-a pregătit cu ușile închise, managadios tibriget fără știința omului. Ricna Dios tamanagobia, pentru că da, sunt vremurile din urmă și nu înțeleg oamenii. Rigado veltia șamanagobia și vorbesc într-o parte și vorbesc în alta și parcă n-aș vorbi ca Nadios tibriget o veltia, omul-i pornit spre aduna, spre a face, menagadios tabrighe doveltia, și vremea de venirea mea este aproape, zice Domnul. Foarte aproape, managadios tabrighe dovelto șamanagad. Menia din feldias, voi face o cercetare înainte de a veni furtuna, zice Domnul, și voi intra în fiecare casă și voi cerceta prin solii mei dacă da altarele există. Voi pune un steag de biruință, zice Domnul, în fiecare cort. Și când furtuna va începe, ca și menagadius tibriget, ca nașterea menagadius tabriget durerii femeii, zebrut navaldios dintr-o dată, steagul pus de cer, menagadius tibriget, va fi un semn peste care furtuna nu va intra, zice Domnul. Va rămâne pacea, liniștea și dragostea mea de Dumnezeu, managadios tibriget. Da? În vreme ca aceia, cei ce n-au altare, emenagadios tibriget, vor fugi în stânga și în dreapta și vor încerca să-și facă managadios tibriget steaguri asemănătoare, să le pune și să le așeze, dar furtuna emenagadios tibriget va trece peste coș și va dărâma totul. Erira managadios tabriget oveltias, de aceea astăzi vorbesc din înălțime pentru voi, caria diveltias, ecnomen adios tibrighe, dregeți altarele, rigodia stă managobia diveltias, și nu luați ca un lucru de apucat, în managadios tibrighe, cuvintele coborâte din sus, ricomen adios stă managadios tibrighe, căci omul managadios tibrighe doveltias, fără mine, emenagadius tibriget n-are nicio protecție împotriva acestui val, zice Domnul. Și emenagadius tabrui de veltias, de aceea vorbesc în seara aceasta, pentru că am milă și dragoste pentru voi și corturile voastre. Ecnomenadius tabrighe de veltias, vreau să vă protejez, zice Domnul, și Duhul meu tabrighe de veltias să aibă întâietate în casele voastre. Ricomet șamanagadio zebriget, dacă veți asculta, veți fi feriți, zice Domnul. Și protecția mea va rămâne în corturile voastre, zice Domnul. Amin. Erifar,